Domn sergent, dar antrenamentul ăsta numai în mijlocul pădurii puteam să-l facem. Unde vrei, trașcă, să faci urmărirea suprimarea inamicului? Pe Magheru? Pe plajă la Mamaia? Unde? Da, în pădurea asta trăiesc urși? Bă, tâmpitule, noi suntem înconjurați de inamici și îți arde de urși. Cum conjurați, vre, domn sergent? N-ai zis că e aplicație? Impotetic vorbim. Adică, ca și cum ar fi, bă, noi suntem bucosul, ca să înțelegi și tu, mă înțelegi? Deci, noi urmărim urmărirea inamicului și desconspirarea lui. Clar? Cum era în Vietnam, bă, dacă mai țineți minte. Ei s-ascund în copaci, ca vietnamezii inamici. Odată ce a desconspirat, îi mitralie și a terminat. Clar? Dar ăștia chiar trăiesc în copaci? Și de mă? Inamicii! Nu mă, vietnamezii! Hai, toată lumea dispozitiv, vandamea ta și primul. Ce faci ăsta, domn sergent? Dacă inamicul, bă, cazi că-i vreun inamic ascuns în copac, copacul țipă. Și atunci îl descospiră, noi mitraliem până crapă și gata. Ah. Domn sergent, atacă din greșeală, îl împușcăm chiar pe Van Damme. Cum să-l împuși pe Van Damme, bă, tâmpitule, că-i gloanțe de manevre de-alea cu vopsea? Ah! Cum? Gloanțe cu vopsea? Păi, dacă ne atacă urșii, cu ce ne apărăm, domn sergent? Păi, femeie, mănânci de o oră în continuu. Dar mi-e poftă, ce vrei să fac? Așa e când ești gravidă. Asta că o să vezi și tu. Dar o să ți se facă rău. Mi se face pe naiba. În plus că eu acum mănânc și pe sistem nervos. Sunt stresat, auzi tu să mă lase el singură. Dacă nasc și el nu e aici? Cum să nasc deșteaptă că ești în 5 luni? Spontan. Ce, nu s-au mai văzut cazuri? Dacă lui se rupe de mine, o să mi se rupă și mie apa. De el. Necuraș. Omul a plecat în misiune. A avut un ordin. Nu putea să rămână cu tine. Aiurea. Trebuia să spună că avem dulci, aviară. Așa ar fi făcut un soț iubitor. Ar fi trebuit să stea cu bibilica lui, dar el, bestia, de-abia aștepta să plece. Iepurașul, mamă, tu ești depresivă. Din cauza sarcinii. Eu zic să te liniștești. A? Mai bomboană? Nu mai am. Și atunci acum vrei să mă liniștesc? Vandame, ridică-te de jos! E un ordin! Nu mai pot, domn sergent! Am picioarele varză! Auzi, șeful, dar în ritmul ăsta o să ne rupem toți picioarele și nu mai are cine să-i anihineze pe inamici. Nu mai bine luăm noi o drujbă și tăiem toți copacii? Poți nebunit! Vreți să audă urșii zgomotul și să vină peste noi să ne omoare? Poate nu știți ce urât fac urșii când sunt scoși de hibernare. Trașcă, dacă mai aud odată cuvântul urs, te calc în picioare, mă! Mor! Ursul! Ajutor! A venit, salvați-mă! Stai, locul ăla! Ia uite! M-aș da cina, mă! Trașcă, dacă te mai atingi odată de mine, umplu botul ăla cu punct de hibernez 3-4 ani, auzi? Domn sergent, știu cum facem. Mi-a venit o idee. Gata, știu cum să-i facem pe inamici să iasă din copaci. Mor, ham! Mor, ham, ham! Mor! Ce acum aș trașcă pe copac, nu pe mine? Auzi, mă, zici tu că sigur așa îi dăm pe ăștia jos de copaci? Păi bineînțeles, domn sergent, care-i prostul ăla să stea să-l ude câinii? Mai termină, dracu, cu mormăiala asta! Vrei să audă urșii să creadă că ești vreo femeie în călduri? Mai termină tu, trașcă, cu urșii tăi cu tot! Bine? Domn sergent, Van Damme ne desconspiră deghizarea cu mormăiala lui. Domn sergent, dar mi-a rupt picioarele în copacii aia. Nu pot să mai merg! Păi atunci... Bă, stai locului, ce faci?
Vă le eutanasiezi, nu așa să face cu câinii bolnavi? Da, băi, stai, păi nu trag gloanțe cu vopsea, mă, tâmpitule. Vrei să-i tragi cap să zboare vopsea pe noi să ne pătăm uniformele? Și ne le spală. Tragi și tu cu gloanța adevărat. Da, n-am. Băi, care ai gloanța adevărat? N-are nimeni de o sergent. Și, de fapt, nici nu mai e nevoie. Uitați, eu rămân aici ca să nu vă mai încurc și când mă simt puțin mai bine, mă întorc eu la unitate. Vin curată. Ești sigur, bă? Păi ce faci, bă, ce singur, dacă te mănâncă vreun animal sălbatic? Există! V-am spus eu că există, eram sigur! Ce ne facem? O să murim mâncați de uși! Am zis să nu mai au durs! Ce-aș mai l-ai curățat? Da, șeful! Au! Ce mai e, puraș? Nu știu. Mă doare burta. Mie să nu fie ceva cu copilașul. N-are ce să fie cu... Și Bibiloi nici măcar nu e aici. N-are ce să fie cu copilașul. Ia, dă ăsta încoace. Poate tu-i fi încins. Ia, stai jos. Stai jos. Așa. Șeful, nu mai bine îl chemați pe Trășcuță înapoi, că dacă e să nasc fără el, au... E nebunit, ești doar în 5 luni. Cum să naști? Spontan, șeful, că apa când se rupe, se rupe! E ca viitura, nu poți să o controlezi. Poate ai luat o razna, mă duc să-ți aduc un calmant. Mai bine aduceți-mi-l pe Trășcuță. Pe Trășcuță, lasă-l acolo unde este care treabă. Asta mai mi-ar trebui. Să nasc naibii singură. Da, dacă mi se rupe apa, mă duc după nenorocitul ăla, că nu scapă el de responsabilitate. Taman acum s-a găsit și șeful ăsta să-l trimită pe puiul meu în misiune. M-am nenorocit! Trășcuță! Unde te duci, mă? La Trășcuță, șefu, că mi s-a rupt apa! Mă rog. Peștii mei! Ia uite, bă, ce am adormit. Aoleu, bine că nu m-am mâncat naibii. Dacă zici iar ursul, te pocnești și eu, trașcă. Da, ei, lați, unde sunt? Au luat-o înainte. Credeai că te așteaptă pe tine să te trezești, nu? Adică ne-au lăsat singuri aici? Exact, să ne mănânce ursul ăla tâmpit al tău. Uite, mi-am dat și sângele ca să-l atrag ca perechin. Hai, fă pe tine de frică să te văd. Nu mai glumi, tâmpitule, nu mai glumi, că nu e de glumă. Tu știi că ursul miroase hrana de la kilometri, a? Știi? Și după aia nu mai scap nici dacă... Mor! Ai auzit? Ursul! Ne-a mirosit! Tâmpitule, ne omoară! Fugiți! Trașcă! Trașcă! Mor! Naiba de porcărie! Trașcă! Tu mor, mă! Fugiți, bă, vine ursul! Ulu! Ce nu spui, bă, că ești tu să prăpăti muniția de pomană? Vine ursul și ne mănâncă! Da? Unde e? Acum îl mănâncă pe fantame și după aia vine la noi! S-a mor tu că vine! Ia vină, mătățean, vine ursul, ai? Șeful, vine! Vin, da!
De acum înainte, audursul ai căzut. Audursul ai căzut. Cașcă! Cașcă, te omor! Bogdane! N-a vrut să te lovesc! Dar ce cauți aici? La asta ce ai pățit? E Van Damme! N-a mințit prostul! A avut dreptate! Ce ne facem, șeful? Ce... să fim demni, bă! Luați-l pe Trașca și să fugim! Du-te imediat după ea, inconștientule, că e însărcinată! Dacă aude statul major că ai trimis-o la aplicații... Dar ce-am trimis-o eu? Dar ai vreo dovadă că n-ai trimis-o tu? Măi, mămica, e nebunit? Cum să mă duc eu singur până acolo? Aia sunt în pădure. Vrei să mă mănânce ursul? Păi atunci stai aici să te mănânce curtea marțială. Mișcă imediat și adu-o pe nebună înapoi. Mișcă! Gata! Încotro au luat-o? Au luat-o încolo. Dar te rog eu, iepuraș, nu mă lăsa aici, că am auzit tursul. E acolo, sigur! E pe naiba. De acolo vin eu și nu e nimeni. Termină odată cu toate tâmpeniile astea. Hai, mersi și ai grijă de tine. E, iepuraș? Ursul! Sunt mort! Sunt mort! Asta a fost. Sunt mort. Corect! Sunt mort! E singura șansă! Bibiloi! Ce-ai pățit, Bibiloi? Tu erai! Dar cine credeai? Oh, ursul! Mai lăsați-mă, naibii, cu ursul vostru, că m-ați înnebunit! V-ați înțeles toți ca să faceți mișto de mine, a? Ce ai pe față? Ce? Ia! L-am mâncat și Pătrașcă! Eu zic să fugim, să nu ne mănânce și pe noi! Păi eu pe picioarele în el, dă-urzi, mai dă-l în măsă. Ori eu, ori el. Mai bine să stăm grupați. Hohoașe, nici așa grupați că pare altceva. Mai bine urlăm noi ca să facem zgomot, să-l izgonim. L-am mâncat și pe el. Și acum mă crezi deșteaptă, mă crezi? Uite-te ce mi-a făcut mie. Noroc că eram leșinat și a crezut că sunt mort, de aia nu m-a mâncat. Adică chiar este urs aici? Iepuraș! Ce faci, mă? Fugi, șeful, că vine ursul! Ne mănâncă pe toți! De ce mi-a fost frică, n-am scăpat! Unde duci, mă? Hai, tipa, mai repede mișcare, că dacă vine ursul, ne găsește așa... să prinde că-i capcană și... vorba mai cade niciodată ea! Hai, pune mai repede! Cum s-a rupt? Cum se rupe orice apă, ca digul de la mărăcineni? Dumnezeu, și tu ai venit aici? Ai nebunit de tot! Dacă se rupe digul tău, asta, dacă te apucă durerile facerii și aude ursul cum țip! Și ce ai fi vreo mătăluță să fac? Să rămân eu în unitate, să țip singură între patru pereți, în timp ce tu să stai aici în liniște și în tril de păsărele. N-ai să vezi. Am venit aici să țipăm împreună. Hai! Ah! Ah!
să zice că vin. Aude cineva! Aude cineva! Oh, firațele dracu de grob, că nici aici în pădure nu scap de voi. Ajutor! Mașina lui șeful! Ajutor! Și vocea lui șeful. O fi șeful aici? Bă, să nebunești! Să vezi că șeful făcea pe ursul ca să ne sperie. Ca în harabalb! Sfântia, dragi! Asta înseamnă că noi fugeam ca fraierii? Exact ca cei trei purceluși? Mănărci! Bă, cine faci tu cei trei purceluși, băi? Capora la mără, că te crap! Nu la dumneavoastră mă referam, domn sergent. Nu la tine, mă. Dar la ce te referai, mă? La... la nimenea! Era o metaforă! Ah. Auziți? Numai bine ne întoarcem noi către șeful, să-i dovedim cât coraj zace noi. Corect, mă. Dar hai până atunci băgați-vă și luați și de la el de mașină încărcătoarele alea cu gloanțe adevărate. Aha. Hai că stau de șapte. E, nu, că acum trebuie să-și ceară ție voie ca să iasă. Nu, domne, dacă el vrea să se nască acu, acu se naște. Și tu trebuie să stai lângă mine, că de-aia l-ai făcut să fie clar. Mă, zău, dar înțelege femeia o dată, că dacă să pun... Ce căuta șeful aici? Pe tine, deșteaptă. Ar trebui să te omor. Rașcă, hai ajută-mă să ies de aici, ca să-mi lovi rău. Ce? Ăsta-i ursul! Aoleu! Șefu, aveți gloanțe adevărate? Da! Dați-mi pistolul! Ia. E, bestie nenorocită! Să te văd eu acum! Hai, vino! Bibiloi, urta! Bibiloi, mori! Deci, până la urmă, a căzut în capcană! V-am zis eu, mă, că era urs! Noroc că am luat muniție de război la noi! Păi, când apare, tragem! Sunteți pregătiți? E curaj, mai rezistă puțin, că ieșim imediat. Foc! Rămâneți cu noi, revenim imediat. Auzi, mă, în vigilența asta ta nemai întâlnită, nu ai observat că a trecut anul de când voi n-ați mai sărit cu parașuta? A? Și asta este o aplicație obligatorie, mărlane? Păi, sergent, dar dacă nu vine domnul comandant cu noi la aplicație, nu putem să-l păcălim, să zicem că noi am sărit și de fapt l-am sărit? Vine, Chiorete, că m-a pus să-i pregătesc parașuta! Auziți? Eu am o idee. Ce-ar fi dacă l-am ajutat pe șeful să nu vină cu noi? 2, 3 și... De anul nou fă-ți un cadou, fii mai relaxat. O iei pe doamna și amândoi la munte ați plecat. Cam afund, da? E adevărat, iubi? Plecăm la Poiana Brașov? Iubi... Nu pot să cred că te-ai gândit la noi. În sfârșit o să avem un sejur al nostru, nu? Vai, de când îmi doream eu să ajung la cruce. Da, dâns. Mereu ne-a spus că o să vă ducă. A și vorbit la cimitir. Băi, unde te duci? Mă duc să fac pipi, domn sergent. Că n-am veche un cabină! Păi și cine mai pilotează, mă, avionul? Dar de ce trebuie să-l piloteze cineva? Că e în aer! N-are de ce să se lovească! Domn
Sergent, antrenamentul ăsta numai în mijlocul pădurii putem să-l facem. Hai să-mi place, bă, hai la cantină. Că și mie e cald. Ai dreptate. Vreau să dreptate, hai la cantină. Tâmpitule! Ce faci? Bine, mi-a căzut încărcătorul. Dar nu pot să nu se vorbesc, că mi-a intrat arma. Dar tu la ce te referi, mă? Nimeni n-a dus, sergent, era așa o metaforă. Dar numai bine ne întoarcem noi să-i demonstrăm noi lui șeful câtă vitezghie îți zace noi. Dacă zici tu că zace vitezghie. Am uitat cum toate direcțiile, numai să nu mai vă mută. Dar de 3 secvențe, tot vitezghie spune.